A sosit momentul când Alina Laufer ne învață cum să facem bubble tea acasă. Începe rețetă în 5 minute. Dragii mei, astăzi, după cum vedeți, nu sunt singură în bucătăria rețetă în 5 minute. Sunt alături de Carina, fiica mea, iubita mea, pentru că avem o surpriză pentru dumneavoastră. O să facem astăzi bubble tea. Bubble tea este un desert îndrăgit de toți copiii, nu? Normal. Și nu numai, adolescenții. Și ne-am gândit că o să vă placă și vouă. Hai să vedem, Cari, de ce avem nevoie. Deci, avem nevoie de zahăr alb, un gem făcut, nu contează dacă e făcut în casă sau nu, de căpșuni, o pudră taro amestecată cu un pic de lapte, matcha, la fel, pudră amestecată cu lapte. Da. Câte căpșuni avem aici? Le-am pus așa, de prezentare. Da. Mai departe, vilele de tapioca, zahăr brun și... Smântână vegetală avem acolo. Și haideți să vă explicăm cum se face acest minunat bubble tea care a nebunit toată lumea. Nu? În primul rând, ce facem, Cari? Fierbem bilele de tapioca. Vedeți, e așa de mică și deja se pricepe foarte bine în bucătărie. Ea acasă face tot timpul. Le punem în puțină apă și o să le fierbem pe foc timp de 5 minute până se hidratează. Da? Da. Avem aici două crăticioare, o să le fierbem separat, pentru că au culori separate. Nu diferă în cazul lor decât culoarea, gustul este același, nu? Nu? Pune-l și tu pe ăsta aici. Sincronizare. Dacă poți să-mi aduci fierbătorul, te rog, pentru că o să folosim apă fiartă direct, ca să nu mai pierdem timpul. Cât apă punem? Punem apă din belșug pentru că după aceea o să le strecurăm, nu? Ca în cazul pastelor. Da. Acum o să preparăm siropul pentru biluțele de boba, da? Da. Facem două feluri de siropuri pentru că avem două tipuri de biluțe. Unele închise la culoare, unele deschise. Punem zahărul. Cât? Vreo două linguri. Așa. La două linguri de zahăr o să punem aproximativ două linguri de apă fierbinte mai întâi. Amestecăm bine, bine, bine. Și vedem dacă este nevoie să punem mai mult, dacă nu se dizolvă zahărul. La mine s-a dizolvat, la tine? Aproape. Bine. Acum o să pun siropul cu apă și zahăr peste tapioca. În felul acesta, adăugând sirop, biluțele nici nu se vor lipi între ele. Uite, ale tale sunt mai frumoase. Mulțumesc. Sunt mult mai drăguțe. Mi se face poftă numai când mă uit la ele. Haide să asamblăm ceva aici, pentru că mor de poftă. Cu ce începem? Cu căpșunele. Cu căpșunele, bine. Cel mai colorat. Punem și puțină smântână lichidă, pentru că o să fie mai cremos. Nu vreau să-l fac foarte dulce, pentru că totuși este o băutură făcută în casă. Ar trebui să fie puțin mai sănătoasă decât cea cumpărată. O să facem acum matcha. Matcha latte-ul. Te ajut eu sau? Da. Puțină gheață, nu? Și cu lapte de ovă. Da. Este o băutură foarte fresh. Bei desert și nici nu-ți dai seama. Și acum l-avem pe ultimul, cel de taro, care mie îmi place cel mai mult. Preferatul nostru. Da, e preferatul nostru, cu siguranță. Cum atârnăm babele de boba? Cu tot cu sirop. Și acum o să adăugăm taro amestecat cu lapte. Îl găsiți în magazinele asiatice. Acesta este un
taro latte. Taro este ca un fel de rădăcinoasă, ca un fel de cartof mov. Dar, nu? Așa da. Este. Uh-huh. Dar are un gust chiar foarte bun. Haideți să punem ceai. Da. Ok. Dragii mei, promiteți-ne că o să încercați această rețetă. Vă pupăm și... noroc!